bună tuturor, celor din zodia pești sau care aveți ascendentul sau luna în zodia pești. Și bine v-am regăsit la citirea generală pentru perioada 16-31 mai 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți să sau un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere să lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video, să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia principală pentru prima săptămână din acest interval de timp și aici avem un valetă de spade. Căutați niște detalii, urmăriți niște situații, căutați mai multe informații. Sunteți foarte curioși în legătură cu o anumită persoană, cu o anumită situație. Încercați să deslușiți un mister. Posibil să aveți de face cu semne de aer, gemen, balanță, vărsător, semne de pământ, aparta, orice capricorn. Aici vorbim despre uh, căutarea unor soluții pentru a vă îmbunătăți partea financiară sau pentru a pune bazele unei situații foarte stabile. Să aveți un noroc, să aveți un succes. Poate are legătură și cu un anumit eveniment din viața voastră apare aici o bucurie, o împlinire sufletească, poate fi vorba de o împăcare, poate fi vorba de o celebrare, poate unii dintre voi vă sărbătoriți ziua onomastică în perioada următoare și mm, veți avea un safir. dar poate fi vorba și de o schimbare, vine cineva către voi, pare o situație, multă comunicare la drum lung, vizite sau faceți voi un drum, mai uh, faceți un drum important, pentru că acest drum o să aducă multă îmbunătățire în viața voastră. Organizați o întâlnire, alții dintre voi, și apare și foarte multă comunicare. În a doua săptămână avem uh, Cavalerul de Cupe, oferte și propuneri, mai ales din punct de vedere amoros, dar nu numai. Sunt anumite propuneri și oferte care vă umple inima de bucurie. O schimbare benefică din punct de vedere emoțional. Dar veți fi foarte prudenți la tot ceea ce veți auzi și la tot ceea ce vi se va oferi în perioada aceasta pentru că simțiți că ceva nu ar fi în regulă. Posibil să aveți de face și cu un Capricorn, unii dintre voi, din nou multă curiozitate. Voi veți cerceta, veți aduna informații, veți fi foarte atenți și subtil la tot ceea ce se întâmplă în jur fie că vorbim despre o bârfă sau o persoană sau o situație, veți fi foarte atenți la toate detaliile. Poate vă interesează cineva în mod aparte, vreți să demascați o anumită persoană, vreți să vă creați anumite avantaje în perioada următoare. Din punct de vedere amoros, avem un doi de bute cu un picior în trecut, cu un picior în viitor. Dar în momentul prezent voi nu știți exact ce se va întâmpla și cum se va întâmpla. Sunteți puși într-o situație în care va trebui să alegeți, dar în același timp nu sunteți dispuși să faceți vreo alegere în niciun fel. Posibil ca persoana iubită să vă trateze uh, o zi cu multă iubire în altă zi cu multă indiferență iar voi nu mai știți ce să credeți apar ai jumătăți de măsură ar poate fi vorba și de o alegere între două persoane o lipsă de pasiune posibil să aveți de -a face și cu semne de aer, gemen, în balanță sau vărsător Persoană foarte rigidă, semne de apă, apar rac, scorpion sau pește, mi-apare o întâlnire. Cineva în această poveste este foarte rece, foarte rigid, cealaltă persoană oferă foarte multă iubire. Poate fi vorba de uh, două persoane, doi parteneri, două partenere. O persoană vă oferă foarte multă liniște sufletească, foarte multă împlinire din punctul acesta de vedere iar cealaltă merge mult pe partea rațională, pe partea ideilor, ale planurilor. Dar nu știu aici, aveți o legătură cu o persoană specială, orică simțiți foarte multe lucruri în comun cu această persoană, ori vă reîntâlniți cu cineva, apare și o împăcare, ispită, tentație, atenție multă la detalii. Da, dar apare dorința din punct de vedere intim, văd foarte multe conversații în mediu online. Posibil ca unii dintre voi să aveți relații la distanță și să doriți să le consumați în perioada următoare. Alții dintre voi veți uh, aplana sau veți încerca să rezolvați anumite chestiuni amoroase acolo unde sunt anumite tensiuni, unde sunt niște lucruri care nu mai sunt cum trebuie. Din punct de vedere profesional avem diavolul. Diavolul care a ieșit și în a doua săptămână, deci voi trebuie să fiți foarte atenți din punct de vedere profesional, pentru că aici pot exista anumite schimbări, pot sări anumite scântei, pot fi anumite probleme provocate de cineva din jurul vostru și totul vi se pune vă în cârcă, nu luați decizii pripite, nu vă aruncați în niște situații, schimbări sau nu luați decizii radicale, nu faceți lucruri nebunești din punct de vedere profesional, pentru că tentația este foarte mare și e posibil să faceți greșeli în alegerile făcute, pentru că nu vedeți cu claritate. De aceea o să căutați multe informații în perioada următoare, dar în același timp va trebui să fiți și foarte atenți la detalii, la toate detaliile, pentru a depăși anumite încercări. Uh. Pentru că altfel veți fi limitați aici sau în cazul în care vă veți face vreo schimbare nebunească pe partea muncii îmi apare și o limitare, o restricție, o așteptare îndelungată, o amânare în anumite situații sau lucruri care se vor decala. Pe partea financiară văd bucurii, împliniri. Nu știu, celebrați un succes financiar. Trei de cupe, trei de spade. Dar apar și anumite trădări. Mm, frica. Deci voi veți avea niște câștiguri financiare, dar în același timp apare foarte multă precauție pentru că ați mai trecut printr-o situație similară la un moment dat, unde ați avut mult de pierdut. Nu vă puteți bucura de un parteneriat, nu vă puteți bucura de un succes care vine. Pentru că apar anumite lucruri din trecut care nu s-au vindecat încă. Norocul oricum vă surâde. Veți avea noroc, trebuie să vă protejați mai mult. Există într-adevăr foarte multă confuzie în legătură cu acest noroc, dar sunteți pe calea bună. Deci voi veți rezolva niște probleme financiare, dar cu multă atenție. Pe partea de sănătate, atenție la accidente casnice, de orice fel. Uh. Iar unii dintre voi treceți printr-un proces de vindecare care va lua sfârșit. Sunt anumite situații unde nu se mai poate face absolut nimic, iar în alte situații se poate întâmpla un minune, un miracol, nu știu, primiți un verdict, primiți un diagnostic, mai cereți o părere. Sunt, sunt anumite lucruri pe sănătate care nu se vor mai schimba, rămân permanente. Pe partea provocărilor avem asul de cupe provocați, pe partea emoțională, tot ce ține de uh, emoție, sentiment, iubire, posibil să aveți de a face cu un semn de pământ, taur, fecioară, capricorn sau cu o persoană în de arac, de la drum. O persoană care vă provoacă foarte tare, probabil uh, uh, are dorința aceasta de a avea stabilitate, de a avea siguranță alături de voi își dorește mai mult și mi-apare o pauză, o lipsă de comunicare, poate cu o anumită persoană, ceva vă stresează, o presiune care se pune pe voi, deși îmi apare și norocul. Sau poate fi vorba de o acțiune, așteptați o sumă de bani de la un drum, așteptați să se rezolve o chestiune profesională sau financiară, îmi apare noroc. O să aveți noroc în aceste două săptămâni. Mai sunt anumite situații cărora trebuie să le acordați mai multă atenție. Iar surpriza vine cu regina de monede. Deci este această persoană în semn de pământ, ori capricorn, care vine, cu, vine și vă sprijină, vă ajută. Mai aveți de face cu zodi de aleu, rac, scorpion, pești, gemeni, balanță, vărsător. O bucurie în casă, în familie. Aici mai apar anumite momente stresante în gândul vostru în legătură cu o situație familiară numai că depășeți momentul și posibil să ieșiți un pic din zona voastră de confort în uh, perioada următoare ce ține de mediul online sau renunțarea uh, la anumite obiceiuri, poate unele dintre voi, dar care o să vă facă bine. Surpriza mai poate veni și pe o rezolvare în casă, în familie, într-o legătură amoroasă sau uh, ce ține de o achiziție, o vânzare, o cumpărare, o mutare, un sprijin financiar puteți avea să vă puteți baza pe o persoană 100% și tot ceea ce vă agită, pentru că sunt anumite provocări, sunteți provocați mai ales la nivel mental, există un stres, dar vă stresează o anumită situație care se va încheia, pentru că aici apar niște schimbări pozitive și vin așa pe nepusă masă. Dragilor, cam atât am avut să vă spun. Vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare. papa hein?